Iată că nu mai prea putem ieși din casă, doar ca o excepție să cumpărăm strictul necesar și acolo curând e greu. Oare vom putea supraviețui? Întrebarea aceasta s-ar putea să fie nu doar în casa mea, s-ar putea să fie și în casa ta sau a altora. Ei bine, am să citesc pentru început un cuvânt din Filipeni, capitolul 4, este o epistolă a Sfântului Apostol Pavel, cu versetul 12. Pavel, care a fost un învățător mare, spunea: știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Și el era tot Pavel, indiferent în ce condiție era. În revista The Houston Chronicle din martie 2007 se povestește despre o experiență petrecută cu un an în urmă, în 2006, când un grup de tineri și mai puțin tineri, între 25 și 45 de ani, prieteni cu toții, au spus: băi, hai să facem un experiment. Hai anul acesta, din ianuarie până în ianuarie viitor, să nu cumpărăm nimic. Fii atent, e vorba de America, e vorba de consumerism, de anumite tradiții de acum, să schimbi, știu, costumația, garderoba, să nu mai fii mulțumit cu un obiect care are o vechime prea mare, deși e bun. Ei bine, au făcut un legământ și au numit grupul lor The Compact. Nu știu de ce au ales acest termen, dar s-au hotărât să nu cumpere decât ceea ce este strict necesar. Nimic mai mult decât supraviețuirea. Asta însemnează alimentele de bază, asta însemnează nu toate alimentele de bază, ci ceea ce puteau cumpăra sau ceea ce puteau culege ei din grădini. Sunt cazuri în care te duci într-o grădină, îți culegi tu ce-ți place, cântărești și plătești singur. Nu trebuie să fie cineva, pentru că e bun simț sau e respect. A trecut o lună, două, și povestesc ei, parcă viața a început să se schimbe. Eram luați de alte preocupări. S-au deschis oportunități de părtășie. Am descoperit biblioteca, cititul, dialogul, părtășia. Iată ce spune unul dintre ei, era Rachel, o fată de 26 de ani. Mi-am dat seama acum de cât de multe lucruri n-am nevoie. A, aveam nevoie pentru că așa era trendul, mă ducea valul. Un bărbat de 42 de ani, John Perry, zice: mi-am reconfigurat sau resetat relația mea cu lucrurile. Înainte aruncam, acum repar. Și îmi dau seama că am și mai multă bucurie să produc eu, am și mai multă satisfacție că se adună bani în cont. Am mult mai multe posibilități acum pentru lucruri de valoare. Așa că grupul The Compact s-a hotărât să repete și în anul 2007 experimentul minimului necesar. Ei bine, îți citesc un cuvânt din Epistola către Evrei, capitolul 5, cu versetul capitolul 13 cu versetul 5. Uite ce spune: mulțumiți-vă cu ce aveți, căci El însuși a zis: nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Pleacă cu gândul acesta și luminează-ți inima și fața. La revedere!